Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă emisiune Media Obiectiv. Astăzi discutăm despre un subiect extrem de important, despre rezolvarea conflictelor pe cale amiabilă. Așadar, se știe că în toate domeniile apar uneori divergențe între cei care lucrează sau între cei care își cer anumite drepturi. Discutăm despre mediere cu un specialist în domeniu, un mediator autorizat, domnul Petru Malene, pe care l-am invitat în studio. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-o acordați de a mă adresa făgărășenilor, de a le ura una nouă cu sănătate, cu bucurii și, dacă se poate, cu soluționări amiabile ale conflictelor care inevitabil vor apărea. Având în vedere faptul că dumneavoastră sunteți prima persoană care ați deschis un cabinet cu astfel de menire, aceea de a soluționa conflictele pe cale amiabilă, prima întrebare logică este: cum vi se par făgărășenii? O lasă mai moale așa când e vorba de conflicte? Încearcă să le soluționeze, așa cum spuneați noastră, pe cale amiabilă? Într-adevăr, și în Făgăraș există conflicte, mai multe sau mai puține. Spre surprinderea tuturor, făgărășenii sunt un soi de oameni concilianți, un soi de oameni care, într-adevăr, agrează soluții amiabile, soluții favorabile tuturor. În experiența pe care am acumulat-o, în scurta perioadă, aș spune, 3 ani de când am înființat biroul, am fost surprins plăcut să constat că, într-adevăr, sunt foarte multe situații în care oameni aparent încrâncenați, care nu-și vedeau decât interesul lor, ori ca mine, ori deloc, au ajuns la soluții bune pentru toată lumea, astfel încât, la un moment dat, în ce privește județul Brașov, erau anumite statistici, mă întrebam cu surprindere, oare cine sunt ceilalți sau celălalt care a reușit să aducă oameni aflați în conflict la o soluție amiabilă. Înainte de a încerca să înțelegem pas cu pas și, așa cum e frumos, să recapitulăm, să înțelegem ce înseamnă mediere, interesant este să aflăm de la dumneavoastră cam pe ce domenii de conflicte, dacă pot să vorbesc așa mai metaforic, se îndreaptă către cabinetul dumneavoastră pentru consultanță oamenii. În general, conflictele pe care le-am soluționat sau pe care le-am avut spre analiză au fost de natură civilă, cele mai mult. De natură civilă, legate de proprietăți, legate de familie, legate de diverse litigii de vecinătate, însă am avut și cauze spre analiză și soluționare în domeniul penal, unele banale pornind de la loviri, culminând cu lucruri de-a dreptul serioase care au fost soluționate prin mediere și s-a dus ciclul până la finalul prevăzut de lege, acela de a lua instanța de judecată, act de înțelegere a părților. Sigur că da, s-au stins laturi civile, s-au stins și laturi penale acolo unde legea a permis, însă am avut și situații în care latura penală a conflictului a continuat, însă faptul că părțile au ajuns la un acord a cântărit foarte, foarte important în balanța soluției care s-a pronunțat, astfel încât și acum unii dintre cei care mi-au trecut pragul, atunci când mă întâlnesc pe stradă, îmi amintesc de lucrul ăsta și sunt bucuroși că au scăpat cu bine și mai repede, că au rezolvat o problemă care cu siguranță s-ar fi soldat cu totul altceva dacă Haideți s-ar să vedem, fi mers pe calea judecătorească până la capăt. Să vedem ce ne obligă legea în privința medierii. Acum începem să aflăm de la dumneavoastră toate aceste explicații. Cu siguranță, la momentul la care s-a făcut primul pas pentru mediere, cel puțin în ceea ce privește zona noastră a Făgărașului, în 2010 am deschis primul cabinet de mediere, cu tot ce înseamnă acesta, cu toate dotările necesare, medierea nu era obligatorie. Nu era
Pur și simplu, se poate și așa. Și rezultatele nu s-au lăsat așteptate, au fost rezultate dintre cele mai bune. Însă, începând cu luna august anului trecut, 2013, medierea a devenit oarecum obligatorie. Oarecum spunem, pentru că nicio lege din lumea asta nu te poate obliga să te înțelegi cu cineva sau să încerci să porți o discuție în termeni amiabili cu cineva, ci pur și simplu obligativitatea constă în aceea că nu te poți adresa instanței sau, dacă te-ai adresat instanței de judecată, aceasta spune în vedere să încerci și o soluție amiabilă. Adică să o încerci, să te informezi cu privire la avantajele soluționării prin mediere. Bun, să vorbim despre un caz X, aleatoriu, da, fictiv. Cineva vine la dumneavoastră, la cabinetul de consultanță, respectiv de mediere, cu o speță, cu o problemă și nu vrea să soluționeze acest conflict pe cale amiabilă. Ce se întâmplă? Merge la instanța de judecată, care la întrebarea dacă a trecut pe la mediator conform legii. Ce se întâmplă? Explicați-ne cum decurg problemele. Sigur, în momentul ăsta este obligatoriu ca înainte de deschiderea unui litigiu în fața instanței de judecată să faci dovada faptului că te-ai informat cu titlu prealabil în ce privesc avantajele medierii pentru soluționarea diferendului în cauză. Ori, într-o astfel de situație în care un cetățean vine, eu nu vreau să mă înțeleg cu nimeni, eu am dreptate, știu că am dreptate, nu pot altceva decât să o obțin în fața instanței de judecată. Cu siguranță, atunci când se prezintă, se face o minimă analiză a conflictului și se face o minimă informare cu privire la avantajele medierii. Printre altele, îi se aduce la cunoștință și faptul că legea prevede că părțile se informează, nu partea. Deci eu am un diferend cu cineva, iar înainte de introducerea acțiunii în fața instanței de judecată, trebuie să fac dovada că am încercat să mediez acel conflict, să mă informez, să ne informeze cineva, un neutru, să ne informeze pe noi doi. Cu siguranță că este o prevedere legală, prevedere legală care are și multe, să-i spunem, rezolvări, altele decât cele în fața mediatorului. Legiuitorul a prevăzut faptul că informarea cu titlul prealabil cu privire la avantajele medierii poate să o efectueze judecătorul, procurorul, consilierul juridic, avocatul, deci poate fi întors pe toate părțile aspectul ăsta, prevederea legală ține, eu știu, oarecum de dorința persoanei. Cu siguranță, dacă... Și dacă dorința persoanei este că acceptă medierea, dumneavoastră îl însoțiți în continuare la proces? Nu, sub nicio formă. Mediatorul, de la momentul la care se semnează un contract de mediere cu partea, nu mai are posibilitatea să depună nici măcar mărturie în acea cauză. Cu atât mai mult să merge alături de parte în fața instanței sau în fața altor organe. Nu neapărat în fața instanței. Dacă vreți, ca un soi de sprijin moral, în sensul în care dumneavoastră probabil mai vă consultați cu respectiva persoană înainte să intre în proces, nu? Cu menirea mediatorului, să spunem așa, nu este aceea de a acorda consultanță morală sau juridică părții, ci pur și simplu aceea de a încerca informarea prealabilă a părților. Bineînțeles, dacă nu se prezintă ambele părți, partea absentă va fi invitată în condițiile prevăzute de lege, eu știu, cu existența dovezii de invitare la o ședință prestabilită. Eu tocmai de aceea vă și întreb, ca să aflăm etapele. Ce înseamnă mediere? Nu înseamnă și un viitor proces? De asta zic, să explicați pas cu pas, sau poate să fie și mediere și proces? Sunt valabile ambele posibilități. Deci, medierea ca și instituție are scopul de a pune capăt unui conflict. De a nu mai da posibilitatea să ajungă la un litigiu în fața instanței de judecată. Sigur, asta este idealul. Realitatea de multe ori este aproape de ideal și la fel de multe ori este foarte departe de acel ideal.
astfel. Vine o persoană, eu am un conflict cu cineva. Da, hai să notăm să vedem despre ce conflict e vorba, dacă într-adevăr este un conflict real sau este unul închipuit, pentru că dintr-o simplă discuție cu o persoană s-ar putea să ajungă la concluzia că practic nu are un conflict, ci are o aparență a unui conflict. Știți de ce vă întreb toate aceste lucruri? Pentru că noi mai primim la redacție o sumedenie de întrebări. Spre exemplu, cineva are de împărțit un pământ. Vă dau un exemplu, da? Și ajunge, să zic, la o soluție amiabilă cu dumneavoastră. Totuși, cine împarte acel pământ, întreabă omul? Pentru că instanța vine și se pronunță. Atât are cu tare, atât are cu tare, atât are cu tare. Mediatorul poate să facă acest partaj cu ghilimele de rigoare de... Sigur că da, vorbim de lucruri diferite. Pe de o parte, avem o fază prealabilă instanței de judecat, o fază a medierii propriu-zise. Am avut astfel de situații în care am mediat conflicte legate de punere în posesie cu primării, cu instituția prefectului, exact. Lucruri care s-au finalizat. Medieri care s-au finalizat, atât instituția prefectului, cât și Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului Funciar au trimis reprezentanți la ședința de mediere și s-a ajuns la o soluție de comun acord acceptată. Cu siguranță, ea nu produce efecte juridice în sensul punerii în posesie, ci din cadrul acestei înțelegeri, primăria, sau mă rog, Comisia Locală de Fond Funciar își asumă obligația de a face ceva, Comisia Județeană altă obligație, aceea de a emite titlul după ce se fac... Da, lumea trebuie să știe că de la mediator, gata, nu încheie, sau ne întreabă un făgărășan, vecinul mi-a furat nu știu câți metri pătrați din curte, trebuie să mutăm gardul, ce se întâmplă, mă duc la un mediator, da, suntem de acord... Ideea era cine ne spune la ce distanță trebuie mutat gardul, cât îi se cuvine unuia, cât îi se cuvine altuia, spre exemplu. Cu siguranță. La întrebarea asta nu poate să răspundă mediatorul. Mediatorul este o persoană neutră, imparțială, nu ține nici cu unul, nici cu celălalt, nu are neapărat cunoștințe de specialitate în topografie, deci la o astfel de întrebare poate să răspundă un expert, o persoană autorizată, un topometrist, cineva specializat în cauză. Am avut astfel de spețe au generat efectuarea unor lucrări topografice și acum de curând am avut una, ne-am deplasat cu toții pe teren, sau părțile topografu și s-a ajuns la întocmirea unei documentații topografice în care părțile au... Pe unde s-a stabilit? Pe aici trece linia de graniță. Sigur că da, după care părțile s-au prezentat la notar pentru autentificarea acelei înțelegeri, ajungându-se în final la întabularea în cartea funciară a acelei lucrări. Deci mediatorul în nicio formă, în niciun caz nu poate spune el, trece pe aici, ai tu dreptate sau ai tu dreptate. Mediatorul nu este un judecător, nu este un avocat. E adevărat că poate avea calitatea de mediator și un avocat. Dar nu presupune neapărat ca să ai o astfel de calitate. Nu presupune neapărat ca în calitate de mediator să deții cunoștințe tehnice de specialitate într-un anumit domeniu, astfel încât să înlocuiești un expert. Vreau să încheiem ideea, da? Deci cei doi vecini care nu se înțeleg... Cu alte cuvinte, răspundem practic și acestei semnalări care ne-a fost făcută la redacție. Merg la dumneavoastră să înțeleg amiabil, dumneavoastră îi puneți în temă sau vin ei cu un topometrist și până la urmă soluția corectă, cine o acordă, cine o dă? Cu siguranță, o parte, sau ar fi ideal să vină ambele părți să se prezinte la mediere, însă vine o parte, spune care problemă îl deranjează, invităm cealaltă parte sau celelalte părți și de comun acord stabilesc părțile. Mediatorul doar facilitează ajungerea la un după astfel de acord. După expertizele de care dumneavoastră ați vorbit. Sigur că da. Corect. Cine este persoana autorizată care va face acea lucrare? Cu siguranță se vor naște discuții în unele situații. Se ajunge la situația în care părțile de comun acord agrează persoana X, persoana X o contactăm și ne stabilim de comun acord când anume
îi permite agenda să facă o astfel de lucrare? Care sunt costurile? Care sunt toate celelalte împrejurări care țin de realizarea lucrării? Nu țin numai de mediator sau numai de una dintre părți. Țin de voința tuturor și de agenda tuturor. Se ajunge la întocmirea acelei lucrări, dacă este nevoie neapărat de o hotărâre judecătorească, acord împreună cu toate celelalte documente, va fi supus atenției judecătorului, iar dacă un astfel de aspect nu este necesar, se poate autentifica la notarul public toată înțelegerea aceasta, bineînțeles cu verificarea respectării tuturor condițiilor de legalitate, astfel încât să se ajungă într-un final la întabularea în cartea funciară și la rezolvarea amiabilă a problemei într-un final. Asta nu înseamnă că neapărat la o ședință, la prima ședință de mediere, s-a și rezolvat problema. Unii s-ar putea să spună, domnule, dar durează atât de mult. Păi stați un pic să vedeți ce ar însemna durata asta raportat la un proces în fața instanței de judecată. Sunt procese care durează mult. La fel sunt procese care durează câteva luni, însă o ședință de mediere poate dura câteva zile, 2-3 zile. 2-3 ședințe într-o perioadă scurtă de timp, în maxim 3 săptămâni, se poate ajunge la orice fel de soluție, oricât ar fi de complicată acea problemă. Să nu exagerăm, în situația în care ar fi necesare expertize efectuate de, eu știu, persoane care sunt limitate ca și număr în țara asta, atunci da, problema s-ar putea lungi, însă mult mai puțin decât ar dura un proces pe calea obișnuită a instanței de judecată. Am vorbit de persoane fizice, domnule Malene, aș vrea să vă întreb dacă până acum ați avut ca și caz persoane juridice. Cu siguranță. Am spus mai devreme. Interesant ar fi dacă ați avut primării. Am avut primării, așa cum am spus mai devreme. Am avut spre mediere cauze legate de primării, de comisie de fond funciar, de primar ca și autoritate, de comisie județeană de aplicare a legilor fondului funciar. Societăți comerciale? Cu siguranță, marea majoritate a... Dacă puteți să ne dați ca exemplu, de primării ne-ați spus probleme legate de fond funciar, ca și exemplu în ceea ce privește societățile comerciale, cam cu ce probleme se confruntă și aici cu siguranță că acea criză care nu se mai încheie și care de atâta vreme practic a afectat tot ceea ce înseamnă mediul economic în Făgăraș și în zonă, cam cu ce probleme se confruntă oamenii de afaceri, societățile comerciale? Cu siguranță, cu urmărirea creditelor, a debitelor. Asta este principala problemă care a apărut în cadrul biroului meu spre mediere. Spre surprinderea mea, soluția sau pașii care au fost urmați în ce privesc persoanele juridice au condus mult mai repede la soluții finale. Am avut situații în care după prima invitație transmisă la mediere a unei societăți, am fost sunat și mi s-a spus să-și verifice omul contul, că i-au intrat deja sumele de bani. N-a fost nevoie să ne vedem într-o ședință de mediere, ci pur și simplu, urmare primei invitații la ședința de mediere, invitație care, mă rog, de la biroul meu pleacă un pic mai cuprinzătoare, astfel încât omul să fie gata informat sau, mă rog, să aibă cât mai asta multe informații. Asta e de bine, informații. Totuși e practic normal, metaforic vorbind, un soi de sperietură din partea celor care se trezesc cu arată ca o citație sau arată ca nu o neapărat. Notificare, arată ca o somație. Cum arată ceea ce dumneavoastră trimiteți către... Cu siguranță arată ca un înscris care emană de la o entitate economică. Arată ca un înscris, n-aș vrea să spun oficial, ca un înscris parafat, semnat de o entitate prin care partea este invitată, nici de cum amenințată, nici de cum somată. Stimate domnule director, vă invităm în data de ca să discutăm problema rezultată din relația contractuală cu X persoană, astfel încât cel care primește invitația să nu intre în panică, ci să vadă că cel de pe partea cealaltă chiar nu privește detașat problema asta, ci face primii pași pentru o rezolvare.
Așa este percepută în acest moment invitația la mediere ca un pas înainte de acțiunea în instanță. Cu siguranță de durată realitatea... fiind, de durată fiind și recuperarea, așa cum spuneați noastră, sumelor, sigur, spre exemplu, în această speță despre care vorbeați. Cu siguranță așa stau lucrurile, însă mai au și o altă latură. Aceea în care, sau cel puțin unele dintre spețele pe care le-am avut spre analiză și soluționare la biroul de mediere, vizau chestiuni care erau aproape, să le spunem, fără soluție. Aproape fără soluție. Adică, în fața unui litigiu, șansele erau discutabile. Ori într-o astfel de situație în care șansele pentru a ajunge la o soluție legală sunt discutabile, să nu le spunem mari sau mici, dar discutabile, în astfel de situații am avut soluții incredibil de bune pentru toate părțile. Pentru toate părțile, mai ales pentru partea care a inițiat. Evident că și pentru cealaltă parte, pentru că altfel nu ar fi acceptat o astfel de soluție. Având în vedere multitudinea conflictelor de toate genurile care se ivesc la tot pasul, așa cum spuneam, conflicte care sunt generate de fapt nu numai în perioada crizei economice, în toate cazurile se ivesc și conflicte, așa cum spuneați și dumneavoastră, a existat rațiunea de a vă invita în studio și de a explica făgărășenilor ce înseamnă medierea. Acum, oamenii știau, li s-a punctat, ce ar mai putea opri să vină la un cabinet de mediator? S-ar gândi cumva la prețuri ridicate? S-ar gândi cumva la sume care oricum, cred că și instanței, pentru că am observat că din acest an s-au mai scumpit un pic și taxele acelea către instanțele judecătorești? Cu siguranță nu acesta este motivul pentru care, să spunem, justițiabilii nu fac coadă la birourile de mediere. Soluția este în altă parte. Când vin la noastră, primul lucru vă întreabă cât costă, nu? Nu neapărat. Nu. Depinde de la caz la caz. Depinde de la caz la caz. Nu. Vă trec pragul. De obicei la mediere, persoanele care apelează la mediere au un anumit nivel. Înțeleg necesitatea și modul în care medierea îi ajută într-adevăr. Pentru că... E mai scump la mediator decât la avocat? E o întrebare de ce, având în vedere că dumneavoastră sunteți practic de meserie jurist, avocat, da. Ați lucrat atâția ani și în cadrul administrației publice locale, deci aveți această experiență? Cu siguranță se face o minimă evaluare a diferendului, dar nu se pune problema dacă este mai scump la mediator sau la avocat. Se pune problema interesului pe care îl urmăresc. Ce anume doresc? Vreau să rezolv o problemă? Vreau să am liniște? Vreau să? Cu siguranță costurile unei medieri sunt nesemnificative în raport de costurile unui proces. Atunci vă întreb altfel, se poate trăi din meseria de mediator? În acest moment, cu siguranță nu. Cu siguranță nu se pot nu se poate închide un astfel de cerc. Acest cabinet sunt niște costuri, practic. Bineînțeles. Lucrați singur? Mai aveți angajați? Deci, în acest moment, eu lucrez singur, am lucrat singur de la bun început, din 2010, însă în acest moment mai am în același birou, mai funcționează o colegă, mediator, care face același lucru ca și mine. Nu e o problemă din punctul ăsta de vedere. Ca să fie ceva sigur, vă trebuie cazuri, așa, cu ghilimele de rigoare, pe bandă rulantă, e de fapt o problemă comună, domnule Malene, aceeași problemă pe care noastră o cunoașteți foarte bine, cea a avocaților. Cabinete de avocatură sunt foarte multe deschise în ultima perioadă, în ultimii ani. Atunci, ce succes ar putea avea această meserie pe viitor în România? Chiar se prevede a avea succes. De ce? Pentru că foarte mulți dintre domnii avocați au urmat cursurile cu privire la mediere. Ori,
Sunt și avocat și mediator. Și avocat și mediator, sigur că da, nu e o incompatibilitate. N-aș vrea să spun că este neapărat un cel mai bun lucru posibil, însă avocatul care este și mediator preferă să rezolve aceeași problemă într-un timp cât mai scurt, dacă se poate, cu aceleași beneficii în ceea ce îl privește. Cu siguranță, pentru client, pentru justițiabil, atunci când are o problemă și îi se rezolvă într-un buget mai mic, mai mic însemnând a încerca eliminarea taxei de timbru, a încerca eliminarea unor costuri cu expertiza, a încerca eliminarea unor costuri cu transportul la diverse instanțe și a unor mai mult decât atât a curgerii unui timp care înseamnă devalorizare și care înseamnă mult, mult mai mult ca și pierdere, cu siguranță este de preferat o soluție rapidă, corectă, bună, bună, care nu generează la rândul ei alte și alte conflicte. Cu siguranță și în interesul mediatorilor avocați există chestiunea aceasta a soluționării cât mai rapide a unui diferend, astfel încât să aibă posibilitatea și timpul fizic necesar pentru a se ocupa de și de celelalte aspecte, mai ales de cele care chiar nu pot ajunge a fi soluționate prin mediere. Pentru că inevitabil sunt și astfel de litigii, de conflicte. Având în vedere că medierea este obligatorie, așa cum spuneați și dumneavoastră, în condițiile în care cetățeanul merge și intentează un proces, de acolo îi se reamintește faptul că trebuie să treacă mai întâi pe la mediator? Cu siguranță, în acest moment este prevedere legală, expresă, care, mă rog, într-un final se poate solda chiar cu respingerea acțiunii ca fiind inadmisibilă pentru lipsa procedurii prealabile. E adevărat, eu personal nu am auzit de foarte multe astfel de cazuri, însă instanța de judecată, în faza premergătoare prezenței părților la instanță, în faza mișcării hârtiilor, să-i spunem așa, pune în vedere reclamantului ca până la un termen stabilit de instanță să facă dovada îndeplinirii acelei obligații, a informării cu privire la avantajele medierii. Ori un astfel de lucru se va face cu siguranță, cu atât mai mult cu cât poate să-l facă, să-l îndeplinească și avocatul care nu are calitatea de mediator. Legea așa prevede. Deci are posibilitatea aceasta și o va face cu siguranță, pentru că interesul clientului primează. Au apărut noutăți în ceea ce privește ce discutam cu dumneavoastră, vorbim despre mediere, vorbim și despre soluționarea divorțurilor la notar, vorbim despre calea amiabilă care poate fi introdusă și din acest punct de vedere, mediere în cazul divorțurilor. Care e diferența notar-mediator, spre exemplu, dacă e să discutăm despre această speță? Din câte am înțeles printre rânduri, ați avut de-a face și cu astfel de cazuri. Cu siguranță, cu siguranță. Însă, diferența este una majoră. Notarul poate să desfacă o căsătorie, pe când mediatorul nu. Ce poate să facă mediatorul, mai mult decât notarul sau mai mult decât funcționarul de la primărie sau mai mult decât instanța, poate să pună părțile în situația de a negocia anumite aspecte. Care anume? Păi cele colaterale desfacerii căsătoriei. Că am auzit cu toții de nenumărate situații în care, mă rog, soția, eu doresc să-mi păstrez numele. Ei, eu nu vreau lucrul ăsta. Și asta poate genera o seamă de probleme ulterioare sau, eu știu, de alte impedimente pentru strict desfacerea căsătoriei. Deci asta este o chestiune, hai să-i spunem așa, derizorie. Însă sunt celelalte lucruri. Și o astfel de întrebare primit la redacție, pentru că există confuzii. Sunteți de acord cu mine, nu? Din acest punct de vedere. Au apărut tot soiul de noutăți, așa cum vă spuneam. Mediere, notar, lumea nu mai știe, e bulgărie. Ne-au cerut să discutăm toate aceste aspecte cu un specialist. De fapt, ceea ce vreau să vă întreb pe final de emisiune, iată s-a scurs aproape o jumătate de oră de când stăm de vorbă, ce credeți că ar trebui în principal să cunoască făgărășenii care doresc
să își rezolve un conflict mai vechi, un conflict actual sau un conflict care îi pândește, de ce nu, să vorbim și de așa ceva, în privința medierii. Cu o concluzie. Cu siguranță este nevoie de cât mai multă informație. Oamenii trebuie să fie cât mai bine informați cu privire la drepturile și obligațiile pe care le au în societate. Cu atât mai mult în ceea ce privește chestiuni stringente, acele de a-mi rezolva un conflict. În acest moment, legea impune obligativitatea în cel mai mare număr de cauze, acela de a efectua o informare prealabilă a părților cu privire la avantajele soluționării prin mediere. Eu, în cadrul biroului meu de mediere, am avut o lungă perioadă de timp în care am desfășurat întâlniri cu făgărășenii pentru informarea ceea ce privește medierea. Să știe cât mai multe persoane ce înseamnă practic a media, ce înseamnă practic, unde îmi văd eu avantajul meu, ca și persoană, în a aborda un mediator. Și bineînțeles că oamenii vin la dumneavoastră, vă povestesc de a fi rapăr ce s-a întâmplat și pe urmă vin cu acte doveditoare. E logic, nu? Sigur, în fața mediatorului nu este nevoie neapărat de acte doveditoare, dar acestea își dovedesc utilitatea și stricta necesitatea atunci când se pune problema ajungerii într-adevăr la un acord. Atunci când se pune problema ajungerii la un acord, este nevoie de a face mențiune despre documente în legătură cu, cu atât mai mult în ceea ce privesc drepturile cu privire la imobile, cu privire la sume de bani, la credite, la bănci, cu privire la autoturisme și, eu știu, cu privire la o mulțime de lucruri, de astfel de lucruri. Bun, să sperăm că ceea ce au trebuit oamenii să afle în legătură cu această cale pe care o pot urma în cazul în care se confruntă cu astfel de probleme, au înțeles astăzi de la dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru prezența în studio, vă aștept cu noutăți ori de câte ori este cazul. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea Media Obiectiv. Toate cele bune!